Aduna săptămânalului Opinia Națională descoperim un motiv de mare bucurie pentru noi. 31 august este ziua limbii naționale. Cine ar fi putut să pună mai bine în valoare acest lucru dacă nu Alexei Matevici? Asta poezie limba noastră. Pagina 3 a publicației este dedicată viitorilor studenți, dar și celor care au terminat deja studiile. Universitatea Sărbăreț își prezintă oferta educațională deosebit de bogată, atât pentru cursurile de licență, cât și pentru cele de masterat. Astfel, absolvenții de liceu pot alege una dintre cele 24 de facultăți aflate în București, Brașov, Câmpulung, Constanța, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Viitorii studenți nu trebuie să-și facă griji din pricina taxelor de studii. Motivul este foarte simplu. Din pagina 4 a săptămânalului Opinia Națională aflăm că Universitatea Sărbăreț are în desfășurare mai multe programe post-druc, iar toți cei care vor participa în cadrul acestor proiecte vor putea beneficia de subvenții. Acesta s-a remarcat de-a lungul vieții ca fiind eseist, psiholog, sociolog, diplomat, om politic, cadru didactic universitar, dar și membru titular al Academiei Române. Călătoria în lumea artelor vizuale ne aduce mai aproape fascinația culorii pictorului Ion Grigore. Potrivit comentatorilor, artistul are o viziune tradițională profundă și acordă un respect deosebit pentru ceea ce reprezintă elementul tradițional clasic românesc, în mod special pentru cel moldovenesc. În stilul său inconfundabil, Mioara Vergu Iordache propune în cel mai recent număr al Opiniei Naționale un articol dedicat relației dintre individ și majoritatea socială, dar și despre ce ar trebui să însemne democrația.